proaspăt intrat în Consiliul Local, Mircea Groza își dorește mai multe piste pentru bicicliști. Are în vedere un proiect pe care să-l promoveze în noua administrație municipală. Pistele de biciclete creionate pe zona centrală nu sunt suficiente pentru cei care circulă prin oraș cu bicicleta. Asta crede Mircea Groza, consilierul local care nu circulă cu mașina, ci cu bicicleta, indiferent de anotimp sau vreme. Ele sunt o improvizație de moment, pentru care oricum le mulțumesc că există măcar acelea, dar nu sunt prevăzute într-un proiect coerent, într-un proiect gândit înainte. S-au făcut datorită amenajării zonei bulevardului, de fapt. S-au făcut cu altă culoare pentru a se demarca într-un anumit fel, dar nu sunt făcute... Semnalizate rutier. Da, și nu sunt făcute cu aprobări speciale. E bine că e așa, dar avem încă probleme cu pietonii care nu știu că sunt piste de biciclete și atunci ne cam încălecăm acolo, noi nu suntem agresivi, ei mai ne ceartă uneori că urcăm pe trotuarul lor cu bicicletele, dar până la urmă încăpem și unii și alții. Acum că a intrat în Consiliul Local al municipiului Zalău, Mircea Groza spune că va promova extinderea pistelor pentru biciclete până la sala sporturilor. Sigur că ar trebui gândite și eu sunt convins că vom face un proiect în care vom cuprinde o distanță mai lungă până încolo spre sala sporturilor și să profităm în special la primele amenajări de zonele deșes. Pe deal nu sunt chiar obligatorii neapărat, dar măcar în zonele care ușor accesibile ar fi bine. Profesioniștii, bicicliștii profesioniști oricum merg și merg printre mașini. Se pare că suntem obligați să le facem aceste piste, să le facem undeva pe partea carosabilă, dar bine demarcate, cu niște mici borduri sau cu stâlpișori, ceea ce va obtura un pic circulația. Oricum noi nu suntem iubiți de conducători auto și suntem agresați cel puțin sonor de multe ori, dar s-au și întâmplat accidente și cred că e o treabă foarte serioasă încât să gândim foarte, foarte bine această rezolvare a problemelor bicicliștilor. Îți dai seama ce ar însemna să fie mii de zălăuani care circulă în mod normal, frecvent, la servici cu bicicleta, cât s-ar descongestiona circulația, cât ar ajuta la stoparea acestei poluări care este în creștere și la noi, mai ales în zona centrală, unde e așa într-o fundeoală, cum este Zalău. Și sigur că nu numai piste, trebuie amenajate spații de parcare a bicicletelor, care să fie asigurate, posibilitatea de a le închide cu un lanț cu de siguranță. Eu mă voi zbate să facem și treaba asta. Mircea Groza este biciclist vechi pe străzile din Zalău și pentru că a intrat în zona politică își schimbă bicicleta veche cu o limuzină. Chiar făceam o glumă cu prietenii că o să apară într-o săptămână, două cu o bicicletă nouă și vreau să o duc la vedere. O am mai de mult, o pun la punct, o bicicletă mai de firmă și vreau să o aduc înainte de a începe activitatea politică, să nu fiu acuzat după aia că datorită mandatului meu de consilier local, uite, și-a făcut schimbarea de bicicletă, o limuzină.